Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi acest videoclip. Și vreau să văd ce se întâmplă pe dragoste, pe bani și care este surpriza pentru tine. Voi extrage câte o carte ca energie generală pentru fiecare. Ce anume urmează. Și să vedem, la baza pachetului avem Cavalerul de Spade. Aici văd pentru unii dintre voi faptul că sunteți într-o perioadă în care fie sunteți mai irascibili, adică nu prea aveți răbdare. Cavalerul de Spade reprezintă ceartă, reprezintă discuții rapide, reprezintă cheltuieli neașteptate pentru unii dintre voi sau chiar o surpriză, da, pe care o puteți avea. Fie din partea persoanei iubite, fie în general. Sunt niște discuții aici ciudate, fie la muncă. Pe dragoste, uite, văd faietonul, o legătură cu un rac. Pe dragoste văd un triumf, văd o bucurie. Persoana la care tu te gândești, îți vine în vizită, îți scrie un mesaj, te sună. O bucurie pe care o ai împreună cu acest om. Și tot faietonul vorbește despre alinare, da? E ca și cum în sfârșit te bucuri de ceva anume. O oficializare a acestei relații sau o discuție pe care o aveți în legătură cu un drum. Pentru unii văd și o relație la distanță. Hai să vedem ce urmează. Despre ce e vorba. Wow, dragilor! Interesant. Aici văd faptul că vor mai fi niște discuții, niște probleme legate fie de oficializarea relației, fie este vorba despre o dragoste de la muncă, deci persoana asta poate fi coleg de muncă. Persoana iubită poate avea niște probleme, dar totuși inelul ăsta vorbește despre un angajament serios, despre o înțelegere pe care o faceți. Da? Este o înțelegere oficială. O înțelegere oficială, poți să cunoști pe cineva la un drum pe care îl faci. Și uite, văd aici un nou început, fie în cadrul acestei relații, fie o nouă persoană pe care o cunoști. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce-i cu minciunile astea, ce-i cu supărarea asta? Da, sunt niște probleme legate de casă, da? Fie persoana asta te ajută să rezolvi ceva în casă, în familie, fie aici mai sunt niște discuții chiar legate de o mutare împreună sau legate de familia celelalte persoane. Și văd și o persoană vicleană. Hai să vedem ce e cu inelul. Wow! A sărit o carte. E cartea deciziilor, e cartea drumurilor, cartea alegerilor. Uite. Deci e clar aici că cineva se va decide. Da? Cineva se va decide. E ca și cum vă faceți mai multe planuri împreună sau. Da, pentru că uite, eu văd mare bucurie. Ori tu vei fi indecis în legătură cu această propunere care ți se face, ori pentru unii poate să fie vorba despre un triunghi amoros aici, da? Pentru că sunt mai multe opțiuni. Dar eu văd clar schimbarea care apare. Hai să vedem pe bani ce se întâmplă. Șapte de spade, uite. O problemă aici, fie legată de valoarea ta, deci nu te simți valorificat. Totuși, șapte de spade vorbește și despre faptul că cineva își urmărește propriul interes într-o situație, undeva anume. O neplăcere legată de muncă, legată de bani. Hai să vedem despre ce e vorba. Da? Poate să fie și un moment, uite, în care tu hotărăști să te odihnești sau e ca și cum nu vrei să mai lucrezi pentru a te relaxa, pentru a te odihni. Atenție la un coleg de muncă sau atenție la o propunere care vine din partea unui bărbat. Wow! Da, motanul e foarte agitat. Hai să vedem. Uite, văd aici că vei avea un ajutor printr-un prieten. Printr-un prieten. Totuși aș merge pe ideea că tu aici, uite, vei căuta o altă soluție pentru a face bani sau vei găsi o soluție inedită la o problemă. O femeie te poate ajuta. Da?
Și uite, mie mi-apare aici o schimbare. Fie faci un drum pentru a rezolva ceva legat de niște bani, fie aici îți vin niște bani de la drum. Da? Și e ceva foarte sigur pentru tine. E ca și cum sunt bani din pasiunea ta sau îți place ceea ce faci. Da? Găsești o soluție la această problemă financiară pe care o ai. Soluția e foarte frumoasă. Poate e ceva legat de o zi de sărbătoare pentru unii dintre voi. Hai să vedem puțin și niște mesaje bonus. Vreau să văd pe dragoste și apoi vedem surpriza. Avem iunie, numărul 5, o legătură cu zodia Gemeni sau zodia Rac, din nou. Și uite, cineva dorește să te revadă aici, deci clar, îți vine cineva în vizită sau discutați despre o eventuală întâlnire. Avem elementul foc, mult entuziasm, pasiune, schimbare sau o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Vezi că poate să fie și ceva foarte rapid ce se întâmplă, ceva legat de o casă străină. Hai să vedem pe bani. Primul mesaj, schimbare, deci este clar că aici va fi o schimbare pentru tine din punct de vedere financiar. Avem Pluto, planeta transformărilor, o legătură cu un scorpion sau cu un berbec. Vezi că schimbarea asta vine cu mulți bani, da? Abundență, din nou, mesajul abundență. Zodia Taur, care guvernează banii. Și avem când, da? Poate nu vei ști când. Uite, ascultă-ți intuiția și îți vei da seama. Pentru că tu vei avea un noroc neașteptat aici, foarte, foarte mare. Hai să mai luăm pe dragoste câteva mesaje. Uite, în dragoste, așa cum spuneam, o bucurie mare pentru tine, luna iulie. Aici o legătură cu un rac, cu un leu, numărul 6, deci o împăcare, iubire, pasiune, în viitor și e cu bani, e cu abundență sau în relația asta vă simțiți bine împreună. Eliberare, deci voi vă eliberați aici împreună. Culoarea portocaliu mai văd. Hai să vedem și ce-i cu surpriza asta. Surpriza este îndrăgostiții, foarte frumos. O legătură cu zodia Gemeni pentru unii dintre voi. Surpriza este din partea persoanei iubite. Surpriza ține de o alegere pe care ori tu o vei avea de făcut, ori persoana la care te gândești. Drăgostiții mai vorbește și despre un suflet pereche. Hai să vedem despre ce e vorba. Despre o schimbare. Barza poate să spună și despre un copil. O schimbare în această relație sau cunoști pe cineva care îți schimbă viața. Da? La un drum poți să cunoști persoana asta. Dar uite, eu văd o relație foarte stabilă aici. Vei rămâne surprins de faptul că omul ăsta chiar își dorește ceva serios cu tine. Ceva sigur, ceva stabil. Și uite, din nou apare drumul, o călătorie îndepărtată pe care o puteți face împreună. Faceți o călătorie, un drum, în natură, undeva, vă simțiți bine. Și hai să mai vedem despre ce e vorba, ce cu schimbarea. Poate să fie și o schimbare legată de studii, dar e ceva care are legătură și cu banii și cu stabilitate foarte mare. Deci pentru tine sunt multe lucruri la pachet. Deci e și cu bani, e și cu stabilitate. Va fi nevoie să înveți niște chestii noi aici, da? Ia să vedem. Uite, din nou, deci voi aici faceți un drum împreună sau vă luați de mână și vă trăiți viața. Surpriza vine printr-un drum, printr-o persoană care studiază la nivel înalt sau uite, chiar vei rămâne surprins că persoana iubită se interesează, da? De voi, se interesează de situația voastră. Poate să fie și o pasiune pe care tu o ai și care va avea parte de schimbări și așa cum spuneam, îți pot veni și bani din povestea asta. Hai să vedem și niște mesaje bonus pentru surpriză pentru tine. O idee nouă și o inițiativă pe care cineva o ia. Avem zodia berbec,
Deci este clar vorba despre un nou început. Non-culoarea alb, puritate, sinceritate, lumină, foarte frumos. Cred că e cea mai frumoasă citire și chiar avem mesajul frumos. Și avem mov, da? E ceva magic aici ce se petrece în viața ta. E ceva absolut fantastic. Hai să vedem și îngerii romantici ce îți transmit. Au sărit deja câteva mesaje, le voi lua în considerare. Avem chimie și anume că există o puternică atracție aici. Aici simt că, uite, codependență. Uneori nu există suficientă atracție, uneori adicțiile sau faptul că cineva încearcă să controleze relația, da? Deci nu funcționează. Pentru unii poate să fie un triunghi amoros. Da? Cineva se află într-o relație în care lucrurile nu mai funcționează, dar așa cum am spus, se ia o decizie. Când e chimie, când nu este, încă o carte. Și se spune să aștepți, da? Se merită să aștepți, pentru că timpul divin este la muncă în favoarea ta. Ți se recomandă să ai conversații de la inimă la inimă, discuții sincere, oneste și uite, este timpul să te eliberezi și să preiei controlul asupra vieții tale. Să vedem care e surpriza, despre ce e vorba în surpriza asta. E foarte frumoasă surpriza, să știi. Factori religioși. Ți se spune că iubirea ta este influențată de factori religioși, de o cale spirituală. Pentru cei care v-ați rugat, pentru cei care ați meditat, cei care ați lucrat pentru a avea parte de această bucurie, de acest succes, fie în dragoste, fie pe carieră, să știți că aici vine rezolvarea. Vine rezolvarea mai repede decât te aștepți. Poate surpriza vine din partea unui cuplu care pleacă undeva. Ia să mai vedem o carte. Da, este clar aici o relație dintr-o altă viață, v-ați mai cunoscut înainte, este o atracție foarte mare și probabil aveți de învățat niște lecții, da? Unul de la celălalt. Dar totuși văd aici lucruri frumoase, da? Surpriza e chiar extraordinar de plăcută și uite, pentru unii este vorba despre o împăcare, da? Despre o împăcare. Dragilor, acestea au fost previziunile și o nouă dragoste foarte curând pentru cei care sunteți singuri. Dacă relația funcționează și se mai poate, da, aici poate să fie și o nouă iubire, adică o nouă etapă în relație. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag și nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și să ne revedem cu bine și data viitoare. Să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.